fostul director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, Ion Târlea, și patru consilieri superiori au fost reținuți aseară pentru comiterea infracțiunilor de fraudă informatică, fals informatic și abuz în serviciu, toate în formă continuată. Faptele ar fi fost descoperite după ce Damian Horcea, fostul șef al biroului AJOFM Târgu Jiu, s-a sinucis în anul 2012. Cei cinci foști și actuali angajați ai AJOFM Gorj sunt acuzați că ar fi introdus în aplicația informatică a instituției date nereale pentru a obține indemnizații. Aceștia ar fi întocmit în fals 140 de dosare de șomaj. S-a reținut că în perioada 2012 au introdus în aplicația informatică a agenției date nereale privind condițiile de obținere a indemnizațiilor de șomaj pentru mai multe persoane, creând o aparență de legalitate a datelor introduse, care a avut drept consecință juridică acordarea acestor indemnizații și însușirea lor de către unii dintre angajați. Prejudiciul efectiv cauzat agenției este în sumă de 67.246 lei, reprezentând indemnizații de șomaj în sumă de 473.544 de lei și contribuții sociale aferente acestor obligații în cuantum de 133.702 lei. În urma reținerilor celor doi consilieri, agenția locală Motru a fost închisă joi, întrucât aceștia erau singurii angajați. Cei care au de pus viză lunară sau au alte operațiuni de făcut de depunere de dosare de șomaj se vor prezenta la sediul de la Ceilalți doi consilieri reținuți nu mai sunt angajați ai AJOFM Gorj din anul 2010. Aceștia au ajuns în arest alături de fostul director executiv al instituției Ion Târlea, care în prezent ocupă funcția de șef la Serviciul de Administrare Buget. Acesta va afla în această seară dacă poate fi cercetat în libertate.